Cel de-al doilea tronson al pârtiei are o lungime de 1,6 km, iar valoarea lucrărilor se ridică la 6 milioane de lei. Discutam cu domnul președinte acum câteva minute, am fost în audiență la doamna ministru Palmer, ministrul mediului și pădurilor, pentru a începe procedura legală de obținere a vizelor la tronsonul al doilea, care urcă până pe platoul central al masivului Rarău. Vreau să punctez și cu această ocazie, tot platoul masivului Rarău, în suprafață de 90 de hectare, este proprietar și întabulat primăria municipiului Câmpul Lung Moldovenesc. Cât privește primul tronson, primarul speră să finalizeze construcția până la sfârșitul acestui an. Mihai Sănegur a explicat că pârtia va putea fi pusă în funcțiune abia după ce va fi omologată. Pe de altă parte, primăria Câmpul Lung Moldovenesc caută soluții pentru administrarea investiției. Mihai Sănegur a declarat că există două posibilități. Consiliul Local ar putea să aprobe înființarea unui nou compartiment în primărie pentru administrarea pârtiei, ceea ce înseamnă angajarea a 15 lucrători. A doua variantă ar fi ca administrarea pârtiei să fie scoasă la licitație pe SEAP.